Bună ziua tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru Grădinar de Weekend. Eu sunt Nicoleta și în acest clip vă voi arăta evoluția ardeilor în luna iulie și ultimele lucrări de îngrijire pe care le-am efectuat la minicultura noastră de ardei capia, grași, gogoșari și ardei iuți. La sfârșitul lunii iunie, mai precis pe 27 iunie, am observat că ardeii s-au ramificat foarte mult, unii având chiar 3-4 ramuri principale și acestea la rândul lor se tot ramificau. Așa că am decis să tai ramificațiile mai puțin dezvoltate, chiar dacă aveau floare, pentru a orienta dezvoltarea doar pe câteva ramuri principale și pentru a le grăbi fructificarea. După defolierea, copilirea și ciupirea primei flori sau primului rod, ardeii s-au dezvoltat extraordinar de mult. Tulpina acestora a devenit mai groasă și mai puternică, s-au înălțat și s-au ramificat foarte mult. Majoritatea au foarte multe flori. În continuare am probleme cu limaxii sau anumite insecte dăunătoare care mănâncă frunzele, dar, după cum am mai spus, dacă observ că plantele se dezvoltă normal, nu am o problemă că frunzele sunt găurite, așa că am ales să nu stropesc cu nimic chimic împotriva acestora, ci să plantez flori și plante companion care țin sub control insectele dăunătoare. Atât pentru ardeii din solarul de legume, cât și pentru ardeii din grădina din aer liber, am procedat la fel. Am tăiat practic fiecare vârf de creștere sau lăstar, mai puțin dezvoltat, de la fiecare ramificație în parte, lăsând doar lăstarii mai puternici să fructifice. Dacă mai țineți minte, acesta este primul rod al plantei experiment, pe care l-am lăsat să crească special pentru a vedea ce se întâmplă și iată concluziile. După o lună, această plantă a stagnat în înălțime, nu s-a mai ramificat, nu a mai fructificat, iar acest prim rod, când a început să se coacă, s-a copt într-un rit foarte lent. În schimb, ardeiul sunt cei mai tari, au fructificat și fructifică în continuare și cu cât îi culeg mai mult, cu atât ei se dezvoltă și fructifică mai mult. La 10 zile după ce le-am tăiat lăstarii mai slab dezvoltați, adică pe 8 iulie, toți ardeii erau plini de fructe, la baza primelor ramificații, iar vârfurile erau pline de flori, iar după încă 10 zile, ardeii capia au avut nevoie de susținere, deoarece fructele erau prea multe și prea grele, așa că pe cei din grădina din aer liber i-am legat cu sfoară de araci, iar pe cei din solar i-am palisat pe sfoară direct pe țevile acestuia. Din acest moment nu cred că mai trebuie să le fac ceva ardeilor, ci să aștept să se coacă cei capia și gogoșarii și apoi să-i culeg, că pe cei iuți și cei grași deja am început. Am învățat lucruri interesante și folositoare observând și studiind dezvoltarea ardeilor, dar ceea ce m-a uimit cel mai mult este faptul că, cu cât îi culeg mai mult și regulat, cu atâta ei produc mai multe flori care se transformă în fructe mai repede. Deci, pot spune că, într-un fel, ardeii sunt plante nedeterminate. Nu știu cât pot crește în înălțime într-un sezon, dar sigur au un număr nedeterminat de flori, implicit fructe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne puteți susține printr-un like la acest clip, bineînțeles în cazul în care v-a plăcut. Dacă considerați că vă sunt folositoare clipurile noastre, puteți să vă abonați la canalul nostru Grădinar de Weekend, iar pentru a fi la curent cu ultimele noutăți și informații despre cum reușim noi să ne ocupăm de grădina de la țară doar în weekenduri, vă rugăm să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postăm clipuri noi. Până data viitoare, vă dorim tot binele din lume!